Din păcate, aseară, de timp ce făceam temele, mi s-a ars becul, pe bune. Și nu pot să mai fac, din păcate, la birou. Deci, o să fac mai mult videoclipuri cu Brawl Stars în timpul ăsta. Și da, aici aveți în fața voastră marele și inconfundabilul Antonovan 225. Acum să vedem o comparație mică. Un om de Lego, deci uitați, este un om de Lego. Am mai făcut o comparație cu tirul, deci tirul e mic pe lângă. Aici este Scavenger din Transformers, care este un excavator și da, e puțin mai înalt. Bine, excavator e cât avionul pe aproape și finalul, McDonald Douglas. Și da, nu l-am distrus încă pentru că de obicei, după ce termin un videoclip cu o creație, o distrug. Și iau piese, pentru că din McDonald's Douglas îmi trebuia aceste piese de aici ca să fac următorul proiect, care se va numi TWA800. Cine nu știe să intre pe YouTube să caute, este un accident în viața reală cu un Boeing 747. Dar asta e subiect pentru alt videoclip. Deci uitați cât de mare este în comparație. Și da, coada avionului este mai diferită de alte avioane, bine, seamănă coada cu cele cargo militare. Dar, în fine, dar asta albă, vă întrebați ce este asta albă. Păi mai țineți minte când l-am făcut primul videoclip cu Antonov, dacă nu știți să căutați pe YouTube, să dați like, share și subscribe. Deoarece vreau să avem prieteni. Nu, eu nu zic abonați, niciodată nu voi zice abonați-vă, ce prieteni. Așa îmi place să zic. Și da, l-am terminat complet. Cele 6 motoare, uitați de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și mulți fac o greșeală când fac Antonovul. Lasă partea să-i cabină cu totul ca să-i ridice în sus, dar nu, nu e adevărat. Și acum o să iau această mică piesă. Toate așa că mie nu-mi place când obicei, asta urăsc când se bagă înăuntru. Dar da, o să facem mai multe de Brawl Stars, mai ales că pe 10 aprilie se va băga un nou update cu nou Brawler. Deja cred că știți voi, dacă intrați pe Brawler și dați pe ultimii, la Leon, Crow și la cei care trebuie să-i dați un loc, vedeți acolo că scrie incoming, adică o să trebuie să vină. Și da, pentru Brawler am făcut o surpriză pentru voi toți, o să deschidem boxuri, multe, multe boxuri. Și big box-uri cam 2, 3, nu știu. Că așa e greu de făcut. Dar să vedem câte am putea face noi, că putem face mai mult de 2, 4 poate. Și că tot am deschis asta, așa se deschide, așa e mare structura. Am făcut un unghi foarte bun aici, vedeți? A, fira, stați puțin să te bag pauză ca să fac ce. Am revenit. Cum am zis, am făcut un unghi foarte bun aici, la partea asta de aici. O să vedeți că nu o să închidă. Bun, aici are, cum să zic eu, un fel de, nu știu cum să zic acum, nu e cuvântul acela în cap, dar un fel de platformă mică, unde aici are o mică platformă, aici am asta de culoare verde închis. Deci vedeți că înăuntru tirul pe care eu l-am prezentat acum câteva videoclipuri, intra aici frumos, se închide poarta, cam așa se închide poarta. Lăsați că mi-e nervoasă când intre, că trebuie să mai împing puțin acum. Mi-e nervoasă, stați puțin, o să revin după ce termin de repat. Așa, acum stă, am repat și partea asta de aici. Și dacă am zis că poarta se închide cam așa, și acum chiar putem să o luăm. Și, voilà, tirul este înăuntru, dar vă întrebați pe unde ar putea ieși tirul? Păi, prin partea de spate. Așa. Și trebuie să recunosc, mi-a luat foarte, foarte mult să fac avionul. Aici e partea din spate, cum vedeți voi. Da, nu vedeți nimica, dar înainte este tirul. Dacă aș desface puțin partea din față. Așa, să vedem. Cum vedeți, am desfăcut puțin partea asta de aici, dar dați puțin că dați în camera cam urât, că nu prea văd eu cum așa este. Și iar am făcut o prostie, am rupt partea din față, vedeți? Am vrut o să o repar, stați puțin. Gata, am reparat și prostia asta. Nu m-a enervat de ce au căzut piese astea de aici, au căzut două piese de aici.
Și cum ziceam, se compara cu McDonnell Douglas, aici este avionul și da, are niște stâlpi, niște piloni, cum să vă zic, de rezistență, de aceea avionul nu stă foarte bine, deci mi-a luat o oră, da, deci o oră să îl termin, că până mi-a făcut mie niște nervi, m-a enervat puțin avionul, că la momentul acela când l-am făcut, m-a enervat faptul ăsta, că n-am știut cum să-l fac. Că am făcut și eu niște piloni de rezistență jos și sus și peste tot. Și acum partea preferată a tuturor, roțile de aterizare. Deci aici știu, scuzați că are doar o de asta, dar n-am știut să fac alt model. Și da, în fapt, la când se lansează în realitate, să cum se vede așa de bine, dar așa este normal și după mă simt înăuntru. Dar nu pas mai întreba unde atâta. Așa e modelul la mine. Și acum roțile din spate. Aici merge cât de cât bine, adică se compara videoclipul ăsta față de celălalt în care v-am prezentat prima parte de Antonov, era mai ușor atunci. Așa intră sub roțile. Așa și pe partea cealaltă. Și ca să le lansez trebuie doar să le împing în față. Vezi că se învârte acum. Și acum se pare că avem să pregătim și aterizare și eu prezint și un motor. Așa l-am făcut eu sub motoarele. Am făcut că prezint ce nu trebuie, dar nu știu cum să vă prezint așa mai bine. Așa arată. Și da, așa aterizare în motoare, vă scuzați. Dar nu prea știu cum să vă arăt la Antonov, că n-am mai făcut videoclipul în care vă prezint. Dar dacă strângem 5 50 de abonați, 50 de abonați anul ăsta, o să vă prezint un videoclip în care o să iau niște blocuri de Lego, să zicem, și o să construim chestii cu aceste blocuri de Lego. Și da, astea aveau unul pus pe plan, spuneați că e cam invers, dar poate și fixa, că mi-e când să-l mut. Așa. Acesta este Antonovul cumpărat cu lucrurile pe care le-am menționat mai devreme și da, piesa asta aurie și mică este de la acel Decepticon pe care l-am prezentat prima dată, adică Hightower. Aceste videoclipuri de astăzi, salutare și sper că ne mai vedem.